familie întreagă din Cluj-Napoca a fost găsită fără suflare lângă piscina gonflabilă din curtea casei. Cel mai probabil s-au electrocutat. Două surori de 17 și 23 de ani, ambele însărcinate, au ajuns în stare gravă la spitalul din Baia Mare, după ce s-au intoxicat cu soluție pentru deparazitarea oilor. Este alertă pe litoralul Mării Negre. În apă a apărut o substanță cenușie. Se fac verificări pentru a se stabili ce anume și sursa poluării. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! O întreagă familie din Cluj-Napoca a fost găsită moartă în piscina gonflabilă din curtea casei. Se pare că aceștia s-ar fi electrocutat. Un vecin a fost cel care i-a găsit și a chemat imediat ajutoarele, însă a fost prea târziu. Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tragedia a fost descoperită de un vecin al familiei, alarmat că nu poate da de niciunul dintre ei, bărbatul a sunat la 112. Când au ajuns în curtea familiei, polițiștii au descoperit pe cei trei fără viață în piscina din curte. Nu știu ce s-a întâmplat, eu găsit morți în spate la casă. Și am căutat, eu puteam să le transmit ceva și nu răspund la telefon. A, și atunci ați sunat la poliție? La 112. Este vorba de doi bărbați, tatăl de 76 de ani, fiul de 46 și mama acestuia de 74 de ani. Cei trei au fost găsiți în piscină, purtau costume de baie. Nu știu ce a fost, domnule, acolo în spate, că eu nu m-am dus. Și când eu găsesc băieții, zic că aici ați grămadă. Zic, eu nu viu să-i văd, că nu vreau să văd. Am venit până aici, era portița deschisă spre noi, câinile prin curte, câinii lătrau. Și mașina am văzut-o aici. Din păcate, echipajele de urgență ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru aceștia. Ambulanța care s-a deplasat la locul incidentului a găsit trei victime, într-adevăr, decedate. S-a anunțat poliția și procuratura. Surse din anchetă spun că aceștia s-ar fi electrocutat din cauza unei improvizații electrice. Un specialist prezent la fața locului a explicat că, în curte, erau numeroase astfel de improvizații cu fire electrice și becuri. De la tabloul lor principal din casă, improvizațiile alea, firele două din curent, l-au tras chiar pe deasupra piscinii. Din păcate, pentru că locuința era izolată și se afla într-o zonă împădurită, vecinii erau prea departe pentru a auzi ceva și a interveni la timp. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată prin apelul 112 despre faptul că o familie nu mai răspunde la apeluri. Echipa operativă sosită la fața locului a găsit trei persoane decedate în curtea imobilului. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la IML Cluj pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cauzei decesului. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Medicii care lucrează în policlinici au protestat din nou în fața Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din cauza finanțării insuficiente. Mulți riscă să-și închidă cabinetele. Îi ascultăm imediat. O nouă zi, un nou caz de intoxicație cu soluție pentru deparazitarea oilor. De data aceasta este vorba despre două surori de 17 și 23 de ani, ambele însărcinate. Au ajuns în stare extrem de gravă la spitalul din Baia Mare, după ce logodnicul uneia dintre ele a făcut dezinsecție în casă cu substanța folosită la animale. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în localitatea Groșii Țibleșului, în județul Maramureș. La fața locului au fost trimise imediat echipaje medicale și de poliție. Din primele verificări efectuate, a constatat faptul că un bărbat, concubinul uneia dintre tinere, ar fi efectuat o dezinsecție. Se pare însă că bărbatul le-ar fi spălat și pe păr pe femei cu substanța care ar trebui folosită doar la animale. Aproape imediat acestea au început să se simtă rău, iar rudele au sunat la 112. Când medicii au ajuns la cele două tinere, erau deja în comă. Ambele persoane sunt inconștiente și intubate și sunt transportate în acest moment la UPU Baia Mare. La unitatea de primiri urgențe au fost preluate imediat de medicii specialiști. Prima care a ajuns a fost adolescenta de 17 ani, gravidă în luna a patra. Când am preluat-o de la serviciul de ambulanță, într-adevăr s-a confirmat coma. Pacienta a fost intubată și resuscitată volemic, suspiciunea înaltă de organofosforic. Intoxicație cu organofosforice. Cea de-a doua gravidă a fost preluată în stop cardiorespirator și în manevre de resuscitare efectuate de serviciu de ambulanță. S-a reușit resuscitarea cardiopulmonară. Ambele tinere sunt în stare stabilă și, potrivit medicilor, sarcinile lor sunt în afara oricărui pericol. Substanța cu care au intrat în contact cele două gravide este extrem de periculoasă, mai ales la contactul direct cu tegumentul. E fapt dovedit prin ceea ce s-a întâmplat. Ambele fete au intrat brusc în comă, cu viața pusă în pericol. Prognosticul este rezervat.
Au animale? De unde au făcut rost de soluția respectivă? Nu știu, domnul, nu știu nimic, că nu au animale, nimic, nici la reveme, nici por, nici câine, nimic. De unde au putut-o face Siriu, nu știu. La cea mai mare bărbatul eu în Belgia, am o pornit săracul cu avionul din în casă. Ce știu ele săracele, că sunt niște copile. Mă, s-au plecat, le-au lăsat, ce știu ele de atât. Dar nu, cu de-aia nu s-au folosit. Numai la oi, atât. Nu doar cele două tinere au fost afectate de dezinsecția cu substanța pentru deparazitat oi. Alte patru persoane care locuiau în aceeași casă au fost transportate la spitalul din Târgu Lăpuș pentru monitorizare. Polițiștii au început cercetările pentru vătămare corporală din culpă. Caz șocant în comuna Pantelimon, un polițist de 43 de ani a fost găsit fără suflare în pădurea Puznicu. Surse din anchetă spun că bărbatul și-ar fi pus capăt zilelor. Comportamentul lui nu a dat nimic de bănuit. Dimineața și-a dus fetița la școală, apoi nu s-a mai întors acasă. Soția s-a panicat și l-a dat dispărut. La scurt timp, mașina lui a fost găsită în pădurea Puznicu. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 43 de ani era polițist la Pașapoarte. De dimineață la 8:30 și-a lăsat copilul la școală. Făcea asta în fiecare zi. În mod normal trebuia să se întoarcă puțin acasă și după aceea să plece la muncă, doar că nu a mai mers acasă. Așa că soția s-a speriat și a sunat la 112. Polițiștii au început să-l caute prin împrejurimi. La scurt timp i-au găsit mașina în pădurea Pusnicu. Bărbatul și-a lăsat mașina pe marginea drumului, după care a mers doar câțiva pași și și-a pus capăt zilelor la intrarea în pădure. Acest lucru i-a ajutat și pe anchetatori, care la căutări au observat prima dată vehiculul, după care imediat au dat și de trupul neînsuflețit. La fața locului au fost chemați medicii, dar nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat. Surse din anchetă spun că polițistul de 43 de ani ar fi avut depresie pentru că ar fi aflat de curând că era bolnav. Criminaliștii spun că oamenii care lucrează în mediul militar se confruntă zilnic cu probleme care afectează psihologic. Viața militarului. Se împarte între probleme personale și în care interesul este al lui, ca om, ca persoană, și probleme în care interesul este public. Ori militarul, fie că e polițist, fie că este din trupele militare ale armatei, slujește interesului public. Interesul public intră în contradicție și de trei ori pe zi cu interesul privat. Toți angajații din acest domeniu trec anual printr-un test psihologic. Criminaliștii sunt de părere că evaluarea ar trebui schimbată, adică făcută mai în detaliu. Psihologul de cabinet trebuie să iese din acest cabinet, să se ducă lângă polițist, să-l însoțească în razii, în controle, în pânde, pe militar, în misiuni, în trageri, repet, în marșuri, să petreacă cu subordonații care sunt pentru el parteneri, subiecți, pacienți. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să afle exact ce s-a întâmplat. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, care fac cercetări pentru ucidere din culpă. Este alertă pe litoralul Mării Negre. Turiștii care se aflau pe plajă în această dimineață au observat în apă o substanță. Pescarii au semnalat incidentul, iar autoritățile fac verificări pentru a stabili care este cauza poluării. Pot fi hidrocarburi sau resturi în putrefacție de la silozurile din port. Aude, patra de păcură, ăla până în față, se vede bine, uite, până în capul digului încolo. Nu niciun curent, aia este păcură, frate. Poluarea a fost observată de la primele ore de pescari și de turiști. Oamenii au ieșit rapid din apă când au observat pata de poluare și au plecat de pe plajă. Păcură ceva, nu știu ce să zic ar fi, dar devine ca o pastă. O mâzgă, nu știu, alge, habar nu am, dar este foarte murdară. Eram copii în apă. Așa? Și când a venit pata asta, nu știu ce este, dar oricum se lipește și de corp. A venit turiștii și ne-a întrebat dacă știm ceva despre ce se întâmplă. Noi nu am știut ce să le spunem. Am văzut și văd că este ceva uleiu. Chiar m-am speriat când am văzut că fetele intraseră până să ajung lângă ele. Și acum le-am interzis. Pare a fi o patră că de petrol, că de, dar nu știu de unde putea să vină atât de repede. Efectiv, în 10 minute, practic. Imaginile au devenit virale pe internet, iar autoritățile s-au autosesizat și au trimis în zone echipe care au făcut cercetări ca să stabilească despre ce substanță este vorba și dacă provine de la navele care așteaptă în rada portului. Este elastică, muretoasă chiar.
spălată de mare, spălată de anumite componente solubile și a rămas așa ca o rețea. În orice caz, este foarte, foarte ciudată. Nu seamănă cu o pată petrolieră, dar nici nu pare a fi din sursă organică, vegetală. Autoritatea Navală Română a trimis în larg o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare ca să colecteze probe de apă sărată și să le ducă la laborator. Chiar în aceste momente, echipajele sunt în larg și iau probe de mare din mai multe zone. Un aspect granular, cu niște granule de carbon, o gelatină fibroasă. Dacă se va stabili că sunt hidrocarburi, zona va fi izolată și reziduurile vor fi aduse la țărm și depozitate într-o zonă specială, care aparține administrației portului. Este mult mai probabil ca rezidurile să fie de la cerealele care se încarcă în portul Constanța. România s-a topit astăzi la temperaturi de aproape 40 de grade. Cu greu s-a putut sta afară la orele amiezei. De altfel, în orașe, străzile au fost mai goale ca în alte zile. Chiar dacă în zilele cu temperaturi extrem de ridicate, recomandarea medicilor este ca oamenii să evite să iasă din case. În unele domenii, activitatea nu poate fi oprită. Muncitorii de la drumuri lucrează sub soarele fierbinte, însă în condiții speciale, cu mai multă apă și mai multe pauze în care să se răcorească. Centrul Aradului este în plin șantier de înlocuire a pavajului de pe trotuare. Chiar dacă orașul a fost sub cod portocaliu de caniculă, muncitorii și-au continuat lucrul. Pentru mine e ceva normal, având în vedere că muncesc de 96 tot pe șantier. Tot afară? Tot afară, da. Fie iarnă, fie frig, condițiile ok. În zilele astea caniculare cum e? Mai multă pauză, mai multă apă? Păi pauză mai multă, de mod normal. Și apă? Și apă la discreție. Asta anunță căldură mare. Acum mai retrage mai la umbră un pic. Pe lângă muncitorii români, sunt și muncitori din Sri Lanka, țară în care vara temperaturile depășesc 40 de grade. Așa că aceștia sunt obișnuiți să lucreze sub soarele dogorător. Cu toții au în această perioadă condiții speciale de lucru. Împreună cu colegii am stabilit distribuirea de apă plată pe toate șantierele noastre. Măsura aceasta a fost luată deja de săptămânile trecute, am anticipat valurile astea de căldură. Programul de lucru, din păcate, s-a redus, cam la fiecare oră se face 10-15 minute pauză. Căldura din Arad, dar și din alte județe, a făcut ca mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrăzi să aibă restricții de tonaj. Județul Arad va fi sub coduri de caniculă și în zilele următoare. Din cauza caniculei, un drum din județul Gorj s-a umflat și a devenit un pericol pentru șoferii. Drumul județean din zona comunei Dănești a devenit greu circulabil după ce au apărut mai multe înclinări în asfalt. Autoritățile locale spun că din cauza căldurii de peste 35 de grade Celsius, dar și a greutății mașinilor care trec prin zonă, plăcile de beton ale drumului s-au ridicat. Un șofer care a vrut să ocolească denivelările a pierdut controlul volanului și a plonjat pe carosabil. O femeie care se afla în autoturism a fost rănită și a ajuns la spital. După acest incident, o echipă de muncitori a reușit să niveleze din nou carosabilul cu ajutorul unui buldozer. A fost alertă la Iași, aproape 1500 de oameni au fost evacuați după ce un supermarket a luat foc. Clienții speriați au sunat la 112 după ce au văzut că ieșea fum din magazin. La fața locului au ajuns de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul, care a afectat zona de izolație de la acoperiș, a fost stins repede, în parcare însă s-a creat rapid haosul. Oamenii care aveau mașinile în subteran au blocat toate ieșirile. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Medicii specialiști din policlinici au protestat astăzi în fața sediului Casei de Asigurări de Sănătate, nemulțumiți de bugetul alocat ambulatoriului de specialitate. Aceștia spun că se descurcă tot mai greu din cauza veniturilor scăzute. În plus, dacă bugetul nu va crește, unii medici vor fi nevoiți să-și închidă cabinetele. Lidia Moroșanu este medic dermatolog la Policlinica Rahova de 15 ani. În fiecare lună consultă sute de pacienți gratuit. Principala nemulțumire a medicului este că bugetul nu a mai crescut de câțiva ani și este tot mai greu să acopere cheltuielile. Niciodată nu am fost plătiți atât de puțin raportat cu inflația și cu prețurile care sunt în continuă creștere. În condițiile actuale nu putem să facem față cerințelor în continuă creștere. Noi dorim să asigurăm în continuare un act medical competent și de calitate. Mulți dintre medicii aflați la început de drum au de gând să își închidă cabinetele dacă veniturile nu vor crește. Eu protestez pentru colegii din țară, pentru colegii tineri. Medicii tineri au două opțiuni în momentul de față. Ori închid cabinetul și pleacă, se angajează la rețele, în privat,
ori închid cabinetul și pleacă în străinătate. Medicii au mers și în audiență la directorul Casei de Asigurări de Sănătate, care le-a transmis că va obține o suplimentare de buget de la Ministerul Finanțelor. Am explicat doamnei președinte că foarte mulți colegi care sunt mai la început de drum își pun problema închiderii acestor cabinete, de ce nu le mai pot susține. Iar noi ceilalți ne descurcăm cu greu. Doamna președinte știe situația noastră și ne susține în demersurile noastre. A apelat la Ministerul Finanțelor pentru a obține suplimentare de buget. Momentan nu se poate mări valoarea punctului față de cât a fost pe semestrul întâi al acestui an. În ambulatoriul de specialitate există 10.000 de medici. În cabinetele acestora lunar se fac în jur de 3 milioane de consultații. Spital în pragul colapsului. Prea puțin medici radiologi. Situație disperată la Botoșani. Astăzi la Focus. Atenție la ce fel de medicamente luați în bagaj când plecați în vacanță. În unele țări este interzisă intrarea cu anumite medicamente. Explicăm totul în câteva clipe. Reguli noi pentru cei care vor să devină polițiști. Tinerii care vizează la o carieră în acest domeniu nu vor mai avea voie să aibă tatuaje pe gât sau pe față. De asemenea, nu vor mai fi permise nici piercingurile la vedere, atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor. Reprezentanții Europol spun totuși că noile reguli sunt un pas spre evoluție. S-a zis cu tatuajele pe gât sau pe față în cazul polițiștilor. Statutul polițiștilor ar urma să fie modificat printr-o ordonanță de urgență. Așa că tinerii care vor să intre în sistem trebuie să știe că nu vor trece vizita medicală dacă au deja tatuaje pe gât sau pe față. Vor fi interzise și piercingurile. Sindicatul Europol a atras atenția, cu privire la faptul că la acest moment în statele unde curge apa caldă efectiv nu mai există acest criteriu al existenței tatuajelor la încadrare. Paradoxal, în România, în ceea ce îi privește pe pompieri care sunt militari, aceștia nu au această condiție la momentul în care se încadrează pentru a nu avea tatuaje pe corp, așa cum era anterior stipulat în statutul polițistului. Reprezentanții Europol spun că totuși este un lucru bun faptul că polițiștii au acum voie să-și facă tatuaje în orice altă parte a corpului. În trecut, erau interzise cele de pe mâini sau picioare. A dus la o lipsă de resursă umană în sistemul polițienesc, pentru că aveam foarte mulți tineri care aveau tatuaje pe brațe și nu se puteau încadra în sistem pentru că erau respinși la vizita medicală. Un astfel de criteriu este discriminatoriu, în opinia noastră. Această modificare are ca scop protejarea polițiștilor, în special a celor care lucrează în intervenții secrete. Infractorii nu îi pot recunoaște dacă nu au tatuaje pe față sau pe gât. Părerile românilor sunt însă împărțite. Unii spun că polițiștii nu ar trebui să aibă deloc tatuaje. Mi se pare foarte corect. Trebuie să-și respecte meseria și să își facă treaba. Nu știu cât de relevant este. Poate că totuși ar fi o măsură mai bună, astfel încât să nu-i recunoască infractorii după anumite semne distinctive. Mă gândesc că trebuie să dea un exemplu, în primul rând, la societate și apoi pentru aspectul lor fizic. E mult mai frumos să nu aibă. Proiectul de modificare a statutului polițistului vine și cu alte propuneri. La acest moment, această perioadă a fost redusă de la 5 la 3 ani și au fost introduse și alte criterii de a acorda posibilitatea unei mutări în condițiile în care polițistul ar avea diverse probleme în familie și aici ne raportăm la probleme de sănătate ale membrilor de familie sau dacă ar fi singur întreținător al copiilor. Ministerul Afacerilor Interne a organizat și o dezbatere publică pe baza proiectului de ordonanță de urgență privind modificarea statutului polițistului. În mai puțin de jumătate de oră, coaliția se reunește pentru a stabili data alegerilor prezidențiale. Liberalii își doresc alegeri în decembrie, în timp ce socialdemocrații vor ca acestea să aibă loc în luna septembrie. Mai multe informații despre acest subiect are colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bună seara!
Bun găsit, ședința are loc la Vila Lac și mai mult ca sigur astăzi cei din coaliție vor ajunge la un acord asupra datei alegerilor prezidențiale. Asta pentru că guvernul este presat de timp să finalizeze actele normative necesare pentru calendarul alegerilor. Până acum, PSD și PNL nu s-au înțeles cu privire la data când românii trebuie să meargă la urne pentru a-și alege viitorul președinte. Dacă liberalii își doresc alegeri în decembrie, odată cu cele parlamentare, socialdemocrații vor în septembrie, așa cum a fost stabilit inițial. Varianta unei candidaturi comune PSD-PNL la alegerile prezidențiale nu mai este în discuție, iar asta după ce ambele partide au anunțat că vor avea propriul candidat. Neoficial însă, Partidul Național Liberal a transmis că singura variantă ca la aceste alegeri să existe un candidat comun este ca Nicolae Ciucă să fie susținut și de PSD. Și președintele Klaus Iohannis a avut o reacție legată de acest subiect. Șeful statului a transmis că nu contează, după părerea lui, când vor avea loc alegerile prezidențiale, ci contează doar opinia românilor. Klaus Iohannis a mai adăugat că viitorul președinte trebuie să fie ales de români și nu de partidele politice și că oamenii trebuie să conștientizeze importanța acestor alegeri. La alegerile de anul acesta, politicienii au înțeles puterea mediului online și s-au folosit din plin de acest instrument, unii dintre ei cu mult succes. Nicu Ștefănuță, un candidat independent, a reușit să câștige un nou mandat în Parlamentul European după o promovare intensă pe TikTok, Instagram și YouTube. Publicul principal a fost reprezentat de tineri, iar din campanie nu au lipsit influencerii. Generația tinerilor votanți, cei care n-au mai votat niciodată, sunt peste 1 milion de oameni. Voi vă dați seama ce înseamnă 1 milion de oameni? Voi vă dați seama câtă putere e acolo? Voi vă dați seama ce putere are generația Egalitate? Cu un mesaj bine țintit adresat tinerilor, Nicu Ștefănuță a reușit să convingă peste 280.000 de oameni să pună ștampila pe numele lui și să depășească astfel pragul de 3% necesar independenților pentru un mandat în Parlamentul European. Nicu Ștefănuță e cel care își făcea reclamă pe TikTok? Da, am auzit, da. Am auzit că prietena mea a zis că fata ei, fiind foarte tânără, a votat cu Nicu Ștefănuță și atunci am intrat și eu să-l văd. Și eu l-am votat, m-a convins și pe mine. L-ai văzut și în mediul online? Da, dar după ce mi-a spus fratele meu de el. Cred că a contat foarte mult și de asemenea suportul acestor influenceri mai tineri cu care a tot interacționat. Silviu Fire este influencerul care l-a promovat intens pe Nicu Ștefănuță. Cred că Nicu s-a diferențiat în primul rând având un target foarte specific de oameni sub 30-40 de ani, care le pasă de valori progresiste, de ecologie, da? De tot felul de probleme sociale despre care nimeni nu vorbește. Chiar dacă avem un partid așa zis social-democrat, nimeni nu vorbește despre aceste probleme sociale, da? Criza de locuințe, salariile absolut mizerabile ale tinerilor și așa mai departe. Pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, Nicu Ștefănuță a fost peste tot să-și promoveze cauzele. Nu au lipsit nici momentele inedite. Și eu îl susțin pe Nicu Ștefănuță, așa că fiți aproape. Comunicarea în online a funcționat și în comunități mai mici. La Videle, în Teleorman, noul primar a fost ales după o campanie intensă tot pe TikTok. Nu suntem la capătul pământului, suntem în orașul Videle, în cartierul Coșaia. Posibil că asta să fie un pod, nu ne prea putem da seama ce este, dar sperăm ca după data de 10 iunie aici să fie un pod, așa cum trebuie. Și partidele naționaliste s-au folosit de social media pentru o promovare intensă și au avut de câștigat, atât aur cât și SOS au intrat în Parlamentul European. PSD și PNL au mizat în mare parte pe comunicarea tradițională la televizor. Nici USR nu a fost foarte activ în online. USR-ul este un exemplu bun, un exemplu de partid care a avut o comunicare foarte bună în trecut pe online, dacă ne gândim la alegerile de acum 4-5 ani, și acum în care au fost complet invizibili. Iată cum, nu-i așa, nu folosești mediul online, nu existi pe mediul online, iată că se resimte și la urne. Printre cei mai vizibili politicieni în online se numără și Vlad Gheorghe. Fostul europarlamentar a fost doar la câteva voturi distanță să obțină de unul singur un nou mandat. Pe TikTok el are peste 470.000 de urmăritori și 12.300.000 de aprecieri.
Aproximativ 1100 de trenuri circulă în România în acest moment, iar cele mai recente au fost achiziționate acum 20 de ani. Mai avem și unul nou, care însă este în teste de mai bine de 6 luni, iar omologarea lui va mai dura. Situația nu este foarte diferită nici când vine vorba despre metrouri. Pe lângă întârzierile provocate de producători atunci când sosesc noilor trenuri, le trebuie până la un an ca să circule cu primii călători. România a semnat un contract pentru achiziția 37 de trenuri pentru distanțe medii la prețul de 2,4 miliarde de lei, bani în care intră și mentenanța acestora pentru 15 ani. Primul a sosit de 7 luni și încă este în teste. A ajuns în Gara de Nord pe 4 decembrie anul trecut. Primul tren cumpărat în ultimele două decenii va circula cu călători abia în decembrie anul acesta. Deși avem contracte semnate pentru achiziția a peste 100 de trenuri, până când acestea vor circula pe șine, va trebui ca în fiecare vară să înfruntăm canicula, întârzierile și să ne rugăm ca locomotiva să nu se strice în câmp. La multe nu merge nici aerul condiționat și mai și miroase urât, mai ales starea toaletelor și așa mai departe. Asta e, dar bănuiesc că ne-am obișnuit. Deși inițial era preconizat să intre în circulație la doar câteva zile după intrarea în țară, planurile oficialilor au fost date peste cap. La primele teste, o componentă a cedat. Acest model, Coradia, care are mai multe variante, este omologat la nivel european. Și atunci, pentru România, chipurile n-ar fi trebuit cine știe ce teste. Dar, tocmai că nu se pupă modelele anterioare pe infrastructura din țară, s-ar putea să ai probleme, de la tensiune, la felul în care se comportă, de la proceduri. Aștepta să călătoriți cu acest tren nou? Așteptăm, normal, că toată lumea așteaptă să călătorească mai bine. Vor fi diferențe mari. Adică mă gândesc că o fi condiții ca în Occident. Ar fi bine, mai ales dacă n-ar avea treptele astea înalte și culoare foarte înguste. O situație similară s-a întâmplat și cu primele garnituri noi de metrou. Ne-au sosit două din cele 13 comandate, care ne costă peste 500 de milioane de lei. Înainte de a circula cu călători, trebuie să fie testat pe o distanță de 10.000 de kilometri. Alimentarea cu energie electrică le-a dat bătăi de cap oficialilor Metrorex. Acea defecțiune a fost, de fapt, o chestiune de alimentare cu energie electrică și siguranțele nu erau concepute pentru energia electrică pe care noi o furnizam. Dar și rezolvat acea problemă, trebuiau doar calibrate siguranțele. În următorii 5 ani, aproape 200 de trenuri noi ar trebui să intre în România. Vorbim de 120 de trenuri deja sub contract și în această vară sper că chiar în luna iulie vom lansa licitațiile pentru încă 55 de trenuri. Doar că până ca românii să se bucure de noile trenuri, ele trebuie să treacă prin multiple teste, mai ales în condițiile în care infrastructura din țara noastră este deficitară în mai multe zone. Momentan, perioada de testare și omologare se apropie de un an, dar pentru bucățile următoare, această perioadă se va reduce. Important este ca aceste trenuri, că sunt ele de metrou, că mergem cu ele pe la suprafață, să fie testate extensiv, apăsat, încât călătorii să circule în siguranță. După ce toate aceste achiziții vor fi finalizate, România își va moderniza un pic mai mult de 15% din materialul rulant aflat în uz. Ne pregătim de vacanță, însă trebuie să avem mare grijă la medicamentele pe care le punem în bagaj. Asta dacă nu vrem să dăm explicații la frontieră sau chiar să primim amenzi usturătoare. În Dubai este interzisă intrarea cu pastile ce conțin codeină, în timp ce în Grecia nu este voie nici cu această substanță și nici cu ibuprofen. Asta e pentru răul de avion, nu? Da, de avion. Și termometrul. Așa arată bagajul celor mai mulți dintre românii. Pe lângă haine legere, creme de soare, se strecoară și punga cu pastile. Când plecați așa prin vacanțe, vă luați cu dumneavoastră vreo pungă de pastile? Normal, deja o am în geantă. Din toate, pentru stomac. Chiar dacă nu am avut nevoie de ele, deci trebuie să le am, să fiu pregătită dacă vine vreo temperatură pentru cea mică. Da. Obligatoriu. Pentru tensiune, pentru diabet, pentru osteoporoză. Mihaela își va petrece următoarele zile în Portugalia. Nici din bagajele ei nu lipsește punga cu medicamente în caz de nevoie. Preferă să plece din România cu ele pentru că, de cele mai multe ori, cazarea pe care și-o alege nu este în apropiere.
apropierea unei farmacii. O să iau și de acolo în caz că e nevoie de altceva sau de mai mult, dar pentru o zi, două, tot timpul îmi iau câteva. Nu e mult, adică nu am cutii întregi, dar am câteva din fiecare, pentru că stăm și într-un sat care e un pic mai departe. Până ajunge la o farmacie, s-ar putea să dureze o zi și atunci să ai ceva de prim ajutor. Avem mic o atrusă de urgență, ceva, pastile de burtă, de gât, puține. N-avem tratamente, deci... Da, mereu plasturi. Însă turiștii trebuie să aibă mare grijă. Substanțele din care sunt făcute anumite medicamente pot fi interzise în destinațiile de vacanță. De exemplu, în Grecia nu este voie cu medicamente ce conțin codeină. În Emiratele Arabe Unite, turiștii prinși cu pastile pe bază de tramadol și codeină își pot încheia vacanța chiar în spatele gratiilor. Românii nu văd cu ochi bune aceste restricții. În alte țări se vând la supermarket și în cantități foarte mari. Da, nu știu de ce au luat măsura asta. Sunt anumite medicamente care probabil ar trebui date doar pe rețetă. Aiurea, omul nu știa decât ce-i trebuie. Am avut ibuprofene, dar dacă vine o durere de cap de ceva, trebuie să... Nu mi se pare chiar cât minim, trebuie să fie un minim cel puțin de ca să le poți purta cu tine. Farmaciștii vin cu alternative pentru medicamentele esențiale pe care le putem lua cu noi. Pentru medicamentele care conțin o stare de codeină și care este un analgezic folosit în mod normal, să se ia o altă variantă de antiinflamator care să nu conțină sarea de codeină, iar pentru partea de decongestionante, eventual să se folosească un decongestionant local, un spray, să se evite produsele care au pseudoefedrină și acelea sunt destul de verificate și au mai fost cazuri controversate legate de ele. Antibioticele ar fi bine să nu le avem pentru că se pot confisca. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe recomandă că atunci când plecați în vacanță să aveți cu dumneavoastră doar medicamentele strict necesare. Mare atenție, dacă aveți de urmat un tratament cu anumite medicamente, este important să aveți și rețeta eliberată de medic pentru acel tratament. Numai anul trecut România au cumpărat medicamente fără rețetă de peste 400 de lei de persoană. Delta Dunării a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile turistice populare din România. Tot mai mulți turiști vizitează acest loc unic de natură, care a început să concureze serios cu destinațiile de top din alte țări. Peisajele spectaculoase, biodiversitatea impresionantă și experiențele autentice atrag ca un magnet pe oaspeții români și străini. Delta Dunării, una dintre cele mai mari și mai bine conservate delte din Europa, este o bijuterie naturală care oferă o combinație unică de canale, lacuri, păduri și plaje sălbatice. Peisajele de vis au devenit în ultimii ani o mare atracție pentru iubitorii de natură, care aleg tot mai des să-și petreacă vacanțele aici. Cerința turiștilor de a veni în delta a început să fie din ce în ce mai mare încă din timpul pandemiei, când știm foarte bine că am avut granițele închise. Și tot mai mulți români au decis să își viziteze țara. Vin să se bucure de aceste peisaje superbe, de mâncare bună și, de ce nu, de liniște alături de cei dragi. Dezvoltarea infrastructurii turistice a fost unul dintre factorii care a contribuit la creșterea interesului pentru Delta Dunării. E o destinație exotică aproape de casă și ar fi păcat, fiind atât de accesibilă, să nu o viziteze măcar o dată. Nu doar natura este ceea ce o face specială, ci și flora și fauna. Și mai mult de atât, liniștea pe care o găsim aici. În ultimii ani, în Delta s-au făcut investiții semnificative. Au apărut multe resorturi care le oferă turiștilor aproape tot ce își doresc. Se pot bucura, desigur, de excursii cu barca pe canale, de seri la cinematograf în aer liber sau în cinematograful indoor, piscină, avem o sală de fitness, avem un centru spa cu jacuzzi și două ciubăre. Pescuitul sportiv și exploatarea satelor tradiționale sunt alte experiențe de neuitat pe care le pot trăi turiștii în Delta Dunării. Deci aici a fost unul dintre cele mai mari puncte de colectare a peșterului, sau chiar canac, cum îi spunem noi. De ce era una dintre cele mai mari? Pentru că pe vremea comunismului, când era prohibiția generală la pește, toți pescarii erau obligați din delta să vină aici la Sfântul Gheorghe să pescuiască la Sculumbie. Mulți turiști români, dar și străini, preferă să viziteze Delta Dunării în locul altor destinații populare din Europa sau chiar de pe alte continente. O experiență minunată, este un loc deosebit, toată delta este deosebită. M-am bucurat la maxim de aceste zile minunate, am reușit să mă relaxez și să mă deconectez de gândurile de zi cu zi. Este un loc pe care cu siguranță îl recomand tuturor oamenilor care vor să se relaxeze și să
să se deconecteze. Am fugit de aglomerația din oraș să ne refugiem la liniște. Este foarte multă verdeață și e foarte multă liniște și mi se pare că locul s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultimii ani. Prima dată când am ajuns în Delta, ne-am dorit atât de mult și a nimerit foarte fain aici. Seara aveam totdeauna spectacol, ne-am simțit minunat. Mai ales aseară a fost spectacol de folk. Ce să zic, super. Am fost cu barca pe canale. Foarte interesantă experiența, deși în prima fază mi-era foarte frică pentru că nu știu nici să not și nu îmi place nici să merg cu barca, dar a fost o experiență pozitivă până la urmă. Pentru un astfel de resort din Delta Dunării, o familie de 2 adulți și un copil plătește pentru un pachet cu sejur de 2 nopți și mic dejun inclus suma de 1400 de lei. Un pui de căprioară de doar câteva zile a fost salvat de câțiva angajați ai RomSilva. El căzuse într-un puț dezafectat, iar strigătele lui de ajutor au fost auzite de unul dintre bărbați. Uitați, domnule! Dă-i drumul să fugă! Uitați, domnule, aici! Ah. Uite! Hai, du-te la mamica ta! Hai, zonii mei cu tine, mamă! Hai, bine! Ala, cam uite ce-a! Ajutat de colegii săi, el a coborât în puț și a eliberat micul animal. Odată scos la suprafață, iedul a fugit către mama sa, care aștepta la câteva sute de metri. Angajații de la RomSilva au astupat apoi puțul scos din uz pentru a evita pe viitor orice alt accident. România, dar și întreaga Europa, suportă căldura sufocantă. Canicula a răpus din nou oameni în Grecia. Rău este și în Turcia, vorbind despre cum va fi vara în destinațiile preferate de români, imediat după pauză. Eu vă aștept. Și Europa se topește de căldură în aceste zile. În Grecia, canicula face noi victime, iar în Italia, maximele ajung la 44 de grade Celsius. Arșița este resimțită și în sudul Turciei. Meteorologii avertizează că vor fi atinse valori nemai întâlnite în ultimii 30 de ani. Grecia, destinația favorită de vacanța românilor, se confruntă cu temperaturi extreme în aceste zile. Maximele sar de 40 de grade Celsius. Oamenii sunt sfătuiți să evite să iasă din casă între orele 12 și 17. Are any relief from it? So it's quite hot even to walk just a short distance. You need some shade. Canicula din Grecia coincide și cu un val de dispariții. 4 turiști au fost găsiți morți și 5 sunt încă dispăruți. Tonisie Hipola Monopatia. Που μπορείς, ας πούμε, εύκολα να χαθείς για μισή ώρα. Είναι και δύσκολα γιατί έχουμε ανηφόρες, κατηφόρες. Recent, un turist american a fost găsit mort pe o insulă grecească lângă Corfu. Cauza decesului încă nu a fost stabilită. Ό,τι φαίνεται που βρήκανε τα ατομικά του πράγματα, τηλέφωνο, γυαλιά, παπούτσια, σημαίνει ότι μάλλον κατέβηκε να κάνει μπάνιο. Και την από τι τελικά έχει αποβιώσει δεν είναι ακόμα, δεν το έχει πει ο ιατροδικαστής. Οι πρώτες ενδείξεις βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει καμία υποψία για έγκλημα. Valul de căldură a ajuns și în Turcia. Cea mai afectată regiune este sudul țării. În Adana, temperaturile ajung la 40 de grade. Arșița este resimțită și în Italia. Mercurul din termometre va urca până la 44 de grade Celsius pe insulele Sardinia și Sicilia. Rusia și China au semnat un acord de asistență reciprocă în caz de agresiune. Vladimir Putin a ajuns în Coreea de Nord în această dimineață într-o vizită istorică. Liderul rus a fost întâmpinat cu tot alaiul fenian. Pe străzi au fost atârnate steaguri rusești și banere uriașe pe care îi se ura bun venit. Vladimir Putin a aterizat la 4 dimineața pe aeroportul internațional fenian, unde a fost întâmpinat de Kim Jong-un. Liderul rus a primit chiar și un buchet de flori. Întâlnirea celor doi nu a fost lipsită de momente inedite. Putin și Kim nu s-au putut înțelege preț de câteva secunde care să intre primul în limuzină. Liderul rus a avut parte de o primire călduroasă. Capitala Coreei de Nord a fost împânzită cu portretele lui Putin și steaguri rusești. Desigur, nu au lipsit și pozele cu Kim Jong-un. Mai mult, televiziunea de stat a difuzat aproape toată ziua cântece patriotice rusești. Primirea fastoasă a lui Putin a continuat și în principala piață din Fenian. Mii de coreeni, printre care și copii, au salutat pe cei doi lideri, fluturând baloane și steaguri rusești.
După ce s-a încheiat ceremonia, Kim și Putin au urcat într-o limuzină Mercedes decapotată, însă au rămas în picioare pentru a putea fi admirați de cei prezenți. După ceremonie, Putin a anunțat că între cele două țări a fost semnat un acord de parteneriat strategic global. Textul documentului nu a fost încă publicat, însă presa internațională vorbește la unison despre un acord de asistență reciprocă în caz de agresiune. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия. По итогам подписан новый межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Liderul de la Kremlin a amintit că Rusia și Coreea de Nord sunt legate de decenii de o prietenie solidă. La finalul declarațiilor, Putin a urcat la volanul limuzinei de lux Aurus, construită în Rusia, și l-a plimbat pe Kim Jong-un în jurul fenianului. Mașina este un cadou din trecut al liderului de la Kremlin. Întâlnirea dintre cei doi lideri îngrijorează foarte mult Occidentul. Statele Unite cred că este începutul unei adevărate alianțe de securitate. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia and authoritarian states like North Korea, but also China and Iran. And this also demonstrates that our security is not regional, it's global. Vladimir Putin a vizitat prima dată Coreea de Nord în urmă cu 20 de ani. Atunci s-a întâlnit cu tatăl lui Kim Jong-un. Armata israeliană anunță că a aprobat planuri pentru o mare ofensivă în Liban, însă fără a da mai multe detalii. În același timp, Benjamin Netanyahu trage de urechi Statele Unite și cere noi livrări de arme către Israel. Israelul se pregătește pentru declanșarea unui război împotriva grupării Hezbollah din Liban. Decizia vine într-un moment în care atacurile Hezbollah în regiunile de nord ale Israelului au devenit tot mai frecvente. În același timp, premierul israelian cere Statelor Unite să reia livrările de arme către Israel. Netanyahu a calificat decizia drept de neconceput. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. During World War II, Churchill told the United States, "Give us the tools, we'll do the job." And I say, "Give us the tools and we'll finish the job a lot faster." Statele Unite au criticat constant modul în care Israelul a folosit armele americane în războiul cu Hamas, însă abia acum a suspendat livrarea acestora. I'll just remind everyone once again that the entire world came together behind the proposal that President Biden laid out a few weeks ago. The entire world with one exception, and that was Hamas. Hamas came back with after everyone else had said yes, including Israel. În paralel, Israelul continuă atacurile în fâșia Gaza. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că multe persoane din Gaza se confruntă cu condiții asemănătoare foametei, iar peste 8.000 de copii cu vârsta sub 5 ani suferă de malnutriție acută. Președintele Iohannis pierde rând pe rând susținător pentru candidatura sa la șefia NATO. Astăzi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a anunțat sprijinul pentru Mark Rutte, pe care presa olandeză îl anunță deja câștigător. I think Mark Rutte is a very strong candidate. He has a lot of experience as prime minister. He's a close friend and colleague, and I therefore strongly believe that very soon the alliance will have decided on my successor, and that will be good for all of us, for NATO and also for me. Întrebat dacă renunță la cursa pentru șefia NATO, Klaus Iohannis a spus că va veni mâine cu lămuriri după ședința CSAT. Unul dintre cele mai mari spitale din nordul țării este în pragul colapsului din cauza lipsei de medici radiologi. Ce spun șefii spitalului despre măsurile disperate la care apelează, aflați imediat după pauză. Rămâneți cu noi!
Spitalul Județean de Urgență din Botoșani pare mai aproape ca niciodată de colaps în rândul medicilor. Serviciul de imagistică medicală pare să fi devenit călcâiul lui Ahile și poate îngenunchea întreaga activitate medicală a unității care tratează peste 1500 de bolnavi. Medici de pe mai multe secții amenință că demisionează din gărzi, în timp ce alții spun că în întreaga activitate nu au mai întâlnit o astfel de situație. În ciuda numărului foarte mare de pacienți internați în spital, doar 3 medici asigură tot ceea ce înseamnă radiografii, ecografii, investigații computer, tomograf sau RMN-uri. Lipsa de medici radiologi afectează, ca un joc de domino, aproape toate secțiile celei mai mari unități sanitare din Moldova. Situația nu este normală, se fac demersuri pentru identificarea de medici care să se angajeze în spital. Avem toată disponibilitatea pentru scoaterea posturilor la concurs, dar din păcate nu sunt medici interesați. Potrivit conducerii spitalului, la ora actuală în spital ar trebui să activeze 12 medici radiologi. În activitate sunt doar 3, dintre care unul la pediatrie. Mai mult, unul dintre cei 2 medici și-a depus demisia, începând cu data de 10 iulie. Deși spitalul deservește aproape 400.000 de locuitori din județul Botoșani, sunt zile în care efectiv nu există medic de gardă. Avem o perioadă în care încercăm să menținem echilibru după ora 14, pentru că nu avem medici radiologi. Încercăm să fim calmi și să ne rugăm într-un fel sau altul să gestionăm corect urgențele care ar putea să se prezinte în serviciul de urgență. E o medicină pe care noi acum o practicăm ca și în condiții de război. Au fost situații în care pacienții au devenit recalcitranți. Din cauza că ceilalți medici care sunt în contact cu spitalul și desfășurau activitate, veneau și desfășurau activitate în linie de gardă, nu au putut să vină, s-a ajuns în situația în care ieri să nu putem asigura linia de gardă. Așa se face că, deși vorbim despre un spital județean, pacienții în stare gravă trebuie trimiși și în alte spitale din țară. Sunt nevoită să merg în altă locație, în alt județ, ca să-mi fac investigații. Drumul de atâta timp, ca să mă tratez pentru ceea ce am, și uitați, vin până aici, nu te internează, nu-ți face nimic, nu știu ce am putut să facă. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență speră să rezolve problema cu medici rezidenți. La ora actuală au normați 3 medici rezidenți în anii 4-3 și 1, dar la criza de radiologi din țară este puțin probabil că aceștia vor alege Botoșaniul în defavoarea altor mari spitale. Mai mulți doctori amenință că își vor da demisia din gărzi, iar unii chiar au făcut deja acest pas. Asta pentru că sunt pasibili de malpraxis, deoarece sunt constrânși de conducerea spitalului să limiteze numărul de investigații imagistice de care au nevoie stringentă pentru a putea pune diagnostice corecte. Chiar este foarte necesar să fie scrisă în punctul de vedere al diagnosticului final. În momentul de fapt, noi, clar, fără radiologie, n-am putea să facem asta. Chiar să fiu, nu m-am gândit niciodată când am ajuns într-o situație de la astea, dar asta e, acum se vă spun care este rezultatul clasii politice pe care o avem. În disperare de cauze, reprezentanții spitalului au notificat și Ministerul Sănătății, pentru că spitalul are obligația să asigure 2 ture pentru specialitatea radiologie, precum și linie de gardă, conducerea a cerut o derogare. Cazurile grave și urgente să fie tratate de către medici din alte județe, cu ajutorul telemedicinei. Linia de gardă trebuie asigurată prin prezența fizică a medicului în spital, iar ca urmare a volumului mare de muncă, asigurarea interpretării CT, radiografii, acest fapt a condus la plecarea medicilor radiologi din spital prin pensionare, prin demisie sau concediu fără plată. În aceste condiții, greul stă pe umerii asistenților de radiologie. Ajung uneori și la 10 pacienți pe oră, adică în 6 minute un pacient ar trebui introdus în aparat, poziționat corect, interogat, investigat și apoi scos din sală pentru următorul. Deci știu că aveți și număr, dar acum fac oaste. Așa nu rămâneți și nu mai mișcați absolut deloc. O medicină ca pe front, iar totul se răsfrânge asupra pacienților, care au deșteptat ore în șir pentru a li se da un diagnostic. Fac semn din mână, din cap, nu și pot. Da, să fiți suneați atenți. Deci avem așa, acolo în dreapta, foi primite, foi înregistrate în așteptare, bolnav înregistrat tot în așteptare, rezultate în așteptare. Cam cât faceți pe tură? Depinde. Am avut pe tură și 50 de
foi, tu la nasezi de 6 ore. Prin telemedicină, asistenții primesc indicațiile pentru investigațiile imagistice, fac radiografiile, iar apoi trimit pe telefon unui medic din alt spital. În acest fel, spun ei, scade calitatea actului medical, pentru că medicul aflat într-un alt spital, pe lângă investigațiile pe care le are de făcut acolo, este și la distanță și nu are un contact direct cu pacientul sau măcar cu asistentul radiolog. Este trunchiat acea comunicare cu medicul, pentru că, uitați-vă, avem un telefon de servici unde noi, în trei cuvinte, expunem unde om atest, cum avem cazul de față. Eu am torace, bazin și umăr. Și atât. Deci nu mai pot să-i mai spun ce am mai vorbit eu cu bolnavul, cum s-a simțit bolnavul, cum arăta bolnavul. Acum conducerea unității sanitare a scos la concurs 4 posturi de medici radiologi, deși la precedentele concursuri nu s-a înscris nici măcar un pretendent pe 2 posturi. Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din istoria României, va da numele unui avion tarom. Nu este vorba de orice aeronavă, ci chiar de cea care va transporta la Paris pe sportivii români calificați la Jocurile Olimpice de vară, care vor avea loc între 26 iulie și 11 august. Nadia Comăneci, sportiva care deține 5 medalii de aur la Jocurile Olimpice, dar și recordul pentru prima notă de 10 din istoria gimnasticii, și-a cedat gratuit drepturile de utilizare a numelui pentru aeronava tarom. De altfel, este pentru prima dată când un avion deținut de compania de stat va purta numele unui sportiv. Și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Aflați tot ce este nou în lumea vedetelor la Flash Monden cu Diana Șicove, iar de la 20 la Prima TV nu ratați Vânătoarea de Bâlbe de la Cronica Cârcotașilor. De la 20 la Medica TV intrăm în culisele sistemului medical alături de Eugenia Foarfecă. Ca în fiecare seară, în direct pe Prima Sport 1 și pe PrimaPlay.ro, momentele spectaculoase de la Euro și noutățile din tabăra tricolorilor sunt la Euroshow de la ora 21. O radiografie completă a meciurilor zilei puteți urmări în ediția de la miezul nopții. Să vă seară bună! Program disponibil pe primaplay.ro.